Bine v-am găsit la interviurile de DC News DC Medical. Sunt Valvul, cu discut cu domnul profesor Patriciu Achimaș Cadariu, care a organizat săptămâna trecută forumul de oncoginecologie. Domnule Prof. la Cluj, domnule profesor, este o specialitate nouă, este abia acum adusă în atenția publicului această problematică de oncoginecologie. Bună dimineața, domnule doctor. O să îmi permit câteva precizări. Organizăm a treia ediție a acestui forum de oncoginecologie la nivel național în organizarea Societății Române de Chirurgie și Ginecologie Oncologică. De ce acest titlu al societății? Fiindcă în acest moment suntem poate încă prea puțini și prea puțin subspecializați încât să ne pulverizăm forțele atunci când avem un obiectiv atât de important. Altfel, organizarea de la Cluj, din nou, este o organizare națională. De data aceasta a fost online. Primele două ediții ale forumului, ca și aceasta, au fost organizate la București. Considerăm că aceasta e varianta optimă și unică, acceptabilă, atâta vreme cât societatea noastră are o acoperire națională. De altfel, speakerii despre care am să vorbesc și mai târziu provin din toate centrele importante din țară, București, Craiova, Timișoara, Cluj, și anul acesta a fost și o premieră, am avut și speaker din străinătate. Altfel, această subspecialitate este una extrem de bine statuată în comunitatea europeană. Se referă la cancerele sferei genitale, genitomamare, ale femeii și, practic, patologia aceasta reprezintă 50% din patologia neoplazică malignă la femeie. În plus, cu specificitățile noastre, cu problema cancerului de col uterin și așa mai departe. Ne-am dorit cu toții să nu ajungem la un astfel de diagnostic. Ce ar putea să facă femeile pentru a preveni în oarecare măsură acest tip de cancer, această patologie? Așa este. Aici vorbim de cancerele de sân, col uterin, corp uterin, ovar și altele care să spunem că sunt mai rare. Anul acesta, în mod particular, s-a discutat și despre o patologie care apare după sarcină derivată din boala trofoblastică gestațională, coriocarcinomul. Dar altfel, întrebarea este una extrem de bună și îi dedicăm întotdeauna la aceste întâlniri un capitol separat. Screening-ul poate fi acceptat în explicația lui, în varianta lui epidemiologică, la cancerul de col uterin, este exemplu tipic, și la cancerul de sân. Am dedicat sesiunea de anul acesta, ca și anii precedenți, cancerului de col uterin, deoarece acesta reprezintă o problemă de sănătate publică. Incidența și mortalitatea în România, după cum bine știm, este cea mai mare din Europa și eforturile trebuie să fie susținute și, din păcate, această epocă a COVID-ului nu a fost una care să îmbunătățească lucrurile, dimpotrivă. În recomandările societăților la nivel mondial a fost de a se opri chiar recoltarea de examen citologic Babeș Papa Nicolau. Și acest lucru nu ne ajută deloc. În momentul în care populația feminină a României era poate informată, mai bine informată și chiar participa activ la aceste programe. Deci Să nu uităm. oprirea screening-ului, renunțarea la testele Babeș Papanicolau în ideea de a nu expune pacienta, de a nu expune medicul unui contact care ar putea să aducă COVID. Exact, de a evita aglomerarea. Și sigur că asta nu ne ajută deloc. Să nu uităm însă că există și vaccinare. Și
Să nu uităm în același timp de eșecul campaniilor de vaccinare din 2007-2008. Suntem alături de Japonia, paradoxal poate un contraexemplu în acest sens. Am avut specialiști din țară care au vorbit despre partea de vaccinare. Profesorul Rafila a avut specialiști care duc greu campaniilor, doctorul Florian Nicula de la noi, de la Institutul Oncologic. Am avut reprezentanți a Societății de Obstetrică și Ginecologie, profesorul Vlădăreanu, profesorul Daniel Mureșan, de asemenea reprezentanți de la Societatea Europeană de Ginecologie Oncologică. Noi, ca societate națională, ne-am afiliat de anul trecut la Societatea Europeană, astfel încât am fost susținuți în demersurile noastre și prin participarea unor membri importanți. A fost o reprezentantă din Marea Britanie de la Imperial College și reprezentantul Turciei, cel care a pus pe picioare programul de screening. Sigur, într-o țară cu un alt profil, poate psihosocial, dar un program cu autorecoltare, utilizând tipizarea HPV într-un laborator unic, centralizat pentru o țară cu o suprafață gigantă. Un deci, program practic, de succes care este citat în întreaga lume. Practic, femeile autorecoltează această probă și eu o trimit la un laborator. Asta înțeleg din... Da, este extrem de acceptabil pentru femei acest lucru. Nu se supun un examen pe care unele poate nu îl consideră plăcut. Sigur, recoltarea nu face altceva decât să pună în evidență, adică testarea consecutivă recoltării, prezența sau absența unor subtipuri ale virusului papiloma cu risc oncogenic înalt. Și de acolo, sigur, începe un întreg protocol de stratificare a acestor paciente, dar altfel programul este unul viabil și, din nou, mă repet, de mare succes. În cazul nedorit în care se ajunge la dezvoltarea unei tumori, aceasta poate fi tratată, poate fi salvată pacienta dacă tumora se descoperă într-un stadiu incipient. Care ar fi semnele de alarmă? Ce ați spune publicului, la ce să fie atente femeile din România când să vină la medic? Ați precizat extrem de bine și vreau să întăresc afirmația dumneavoastră. În stadii incipiente putem vindeca această boală. Este un mesaj cu care spectatorii noștri trebuie să plece de la această emisiune. Primul lucru este să se prezinte regulat pentru recoltarea examenului Babeș Papa Nicolau. Asta e soluția. Aceasta este cheia. Avem graficele țărilor care au început, sigur, în anii de după război, aceste lucruri, în anii 50-60, și vedem cum scade incidența, scade mortalitatea. De ce este avantajos și de ce putem face foarte bine acest lucru? Cancerul de col uterin nu este unul care să apară exploziv. Bun, pot să existe situații rare, dar istoria naturală al acestui cancer, faptul că el trece prin diverse etape precanceroase, și bine să precizăm aceste lucruri, face ca noi să îl putem trata din vreme, să îndepărtăm prin operații minimale zonele acestea cu afectare precanceroasă sau incipient canceroasă și acest lucru vindecă boală. Semnele care ar fi sunt sângerările la contact sexual sau între cicluri. Altfel, sigur că este imposibil de diagnosticat această boală. Sângerările acestea nu apar neapărat în stadii incipiente. Deci astea sunt semne care ne duc deja la medic și revin cu ideea recoltării examenului Babeș Papa Nicolau, a prezentării. Sigur, odată la 3 ani, spun cei din Marea Britanie, că ar fi cost efficiency.
Germania, recoltarea se face anual, în condițiile în care există și un ginecolog de familie, așa cum există medic de familie. Și poate asta e o idee la care ar trebui să ne gândim și vă dau și o soluție în acest sens. În Marea Britanie, medicii de familie pot să-și facă o competență extinsă în cadrul Colegiului Regal de Obstetrică și Ginecologie, astfel încât să poată dobândi cunoștințe și să poată efectua manopere care practic se suprapun cu această idee a ginecologului de familie. Cu siguranță pacientele vor fi sunt într-o relație mult mai apropiată cu medicii de familie și probabil că și aderența la programele de screening ar fi mult mai mare. Dar sigur, pentru asta ar trebui să construim un program integrat de profilaxie pentru medicii de familie. Nu să-i obligăm să taie chitanțe pentru diverse manopere, fiindcă asta, din punct de vedere birocratic, îi încarcă extrem, extrem de mult. Dar, pe de altă parte, dacă să spunem nu există acest sistem, nu avem, la privat, cât ar costa un astfel de test, Babe și Papa Nicolau, tot cu consultație, să spunem că o persoană e mai prudentă, mai preocupată de propria sănătate și merge anual, nu odată la 3 ani, merge la o astfel de testare. Cât ar costa un test în privat? Acum, n-aș putea să vă spun cu virgulă, este totuși o sumă modică în acest sens, este o recoltare, practic. Ce înseamnă acest examen Babeș Papanicolau? Se recoltează celule de pe suprafața colului uterin, care pe urmă se întind pe o lamă, se efectuează un frotiu, colorații și se analizează la microscop. Prețul este unul modic și sunt convins că există pachete pe care le oferă diverse firme în privat pentru testarea aceasta. În plus, sigur că avem și varianta tipizării virusului papiloma, lucru care se referă la identificarea tulpinilor, a subtipurilor înalt-oncogenice. Papiloma virus este o familie care cuprinde peste 100 de tulpini și doar unele sunt la risc. 9 sau multe dintre acestea, de fapt din cele 9, 2 sunt benigne, sunt acoperite de vaccinare. Și de aceea recomandarea vaccinării, și sunt țări care își propun să elimine total această boală prin vaccinare coroborată cu screeningul, în general din spațiul anglosaxon, Canada, Australia. Și sigur că pe lângă tipizare mai avem și alte instrumente legate tot de biologia moleculară, care ne pot stratifica nouă aceste paciente, astfel încât din acele stări precanceroase numeroase pe care le menționam, să putem să le alegem exclusiv pe cele care trebuie tratate. Să nu facem intervenții inutile, să nu facem supratratament. Sigur că testarea, identificarea HPV și testele de stratificare se ridică la câteva sute de lei. Dar în raport cu suferința și spune că există și studii care compară costurile tratamentelor. Și pot așa să citez din memorie un studiu care compară în Marea Britanie testarea, de la testare până la managementul bolii avansate, și comparația este undeva între 20 de lire și 10.000 de lire. E o diferență gigantă. Dar nici măcar asta n-ar fi problema, fiindcă nu cred că o viață omenească se măsoară în bani. Ceea ce, în schimb, este teribil în această boală este afectarea calității vieții. Și tratamentele care se aplică și combinarea tratamentelor chimioterapie, radioterapie, chirurgie în stadiile avansate este una care afectează profund calitatea vieții. Este o suferință inimaginabilă pe care noi o vedem zi de zi și
Ăsta este argumentul principal, dacă doriți, pentru invitarea femeilor la, de a participa, de a adera la programele de screening. Fiindcă altfel putem rezolva, sigur, și vindecăm multe boli, dar aici nu, multe cazuri, nu-i vorba de a ne face reclamă în acest sens. Putem să facem asta și avem rezultate foarte bune, dar suferința este una inimaginabilă uneori. În ceea ce privește cancerul de sân, de ovare, aici erau bănuite substanțele chimice, fie din alimentație, fie din anumite medicamente anticoncepționale, de exemplu. Ce date noi s-au strâns, ce ar trebui să evităm, să evite, doamnele, în alimentație, în viața de zi cu zi? Complexe și total diferite de a cancerului de col. Cancerul de col uterin este probabil unul dintre puținele cancere unde atunci când suntem întrebați care este cauza, putem să răspundem cu siguranță. Și schimbarea de paradigmă a fost una totală în momentul în care am putut demonstra că avem cancere care sunt induse de infecții. E bine, aici la cancerul de ovar și la cancerul de sân lucrurile stau cu totul diferit. Sunt boli cu cauze multifactoriale și nu putem preciza în mod direct care este cauza la fiecare caz în parte. Cancerul de ovar, în mod particular, este o boală silențioasă și, sigur, cum bine ați precizat, acestea sunt factorii chimici implicați sau care au fost suspectați în etiologia acestui cancer. Se vorbea de izolare, se vorbea de tot felul de substanțe care erau utilizate în deodorante și, cum bine ați menționat, și anticoncepționale. Ei bine, ar trebui să precizăm și faptul că anticoncepționalele din ziua de astăzi sunt foarte bine dozate și chiar fac profilaxia unor cancere, printre care chiar și a cancerului de ovar. Acum nu este în niciun fel o invitație din partea mea de a le utiliza fără noimă. Utilizarea anticoncepțională se face exclusiv la indicația unui medic de specialitate și nu e bine să ne apucăm să ne automedicăm sau să ne alegem un tratament despre care am citit că ar face o profilaxie a unui cancer. În niciun caz. În ceea ce privește cancerul de sân, el sigur că se poate supune, cel puțin teoretic, screeningului, începând de la vârsta de 40 de ani prin mamografii anuale, coroborate sau nu cu alte metode imagistice pentru a clarifica situația. Aici fumatul știm că este o mare problemă și în unele, o parte dintre cancerele de sân, sunt și hormonodependente. Cu alte cuvinte, sunt afectate în mod negativ de excesul de hormoni. Și aici este o discuție lungă și apropo de anticoncepționale. Dar un indice de masă corporală mare, excesul de grăsime, funcționează la unele persoane ca și o glandă, ajungând să sintetizeze în acest exces de grăsime, să transforme anumiți hormoni produși de glandele suprarenale în hormoni estrogeni. Și aceștia vor, în exces fiind, vor bombarda anumite glande, glanda mamară, dar în același timp și suprafața internă a uterului, endometru, putând să provoace cancere, cancerul de sân sau cancerul de corp uterin, cancerul tipic de corp uterin, cancerul endometrial. Deci, recomandările se suprapun întru totul peste cele ale Organizației Mondiale a Sănătății, și anume un indice de masă corporală corespunzător, deci o alimentație care să nu fie în surplus față de consumul zilnic, mișcarea este extrem de importantă. Există, avem studii, dovezi care ne arată că oamenii, și în mod particular femeile care fac mișcare, au o rată mai scăzută a acestor cancere.
Recomandarea este total împotriva fumatului și consum cu moderație de alcool. Alcoolul, sigur că aduce din nou calorii goale, pe de o parte, dar și efectul direct al etanolului, care în fond e un alcool și care poate să conducă la o intoxicație și în funcție de capacitatea fiecărui organism de metabolizare poate să afecteze unul alt organ, ficat, pancreas, dar și sânul. Care ar fi concluzia cea mai importantă pe care o puteți trage după o astfel de manifestare științifică? Anul acesta, cum spuneam, afiliați fiind la Societatea Europeană, am reușit să traducem în limba română și ghidurile de practică ale Societății Europene de Ginecologie Oncologică. De ce acest lucru cred că ajută? În primul rând, e mult mai ușor să citești un ghid în limba ta, să-l înțelegi în mod direct. Sigur, avem foarte mulți, cunoaștem limbi străine și există zeci, poate, de ghiduri, de recomandări, dar unul care sintetizează, practic, toate dovezile medicale de la nivel european, cu siguranță, că va fi de ajutor și sperăm că în această variantă va fi de ajutor tuturor colegilor noștri. Discuția a fost una lungă despre ghiduri. Ghidurile sunt, cum spunea și fostul președinte al Societății Europene, doar ghiduri. Nu înseamnă că le folosim ca literă de lege. Ne adaptăm, tratăm pacientul, pacienta, nu tratăm boala. Acest lucru este important să-l avem tot timpul în minte. Din fericire, avem mare parte a tratamentelor care sunt cuprinse în ghidurile europene și acest lucru nu poate să ducă decât la îmbunătățirea rezultatelor tratamentelor noastre. E bine, aici vine partea cealaltă. În a doua parte a discuției cu colegii de la Societatea Europeană și colegii din țară s-au dezbătut și curiculele de pregătire în ceea ce privește subspecialitățile chirurgicale, în mod particular ginecologia oncologică. În acest moment, la noi în țară, oricine poate să opereze orice, indiferent care sau nu o competență, o diplomă de competență. Lucru care e dovedit că nu face bine, dimpotrivă, face ca rezultatele muncii echipei multidisciplinare care tratează cancerul, aici vorbim de stadiile avansate, să spunem, nu va fi unul pe care să ni-l dorim. Și atunci, ce avem de făcut? Și deja am început împreună cu colegii de la Societatea de Obstetrică și Ginecologie, doamna profesor Brătilă, un profesor Vlădăreanu, este la minister o curiculă care să fie în acord cu cea europeană, sigur raportată la condițiile noastre, fiindcă ne gândeam că poate un cursant care vede mai multe servicii și vede cum se practică medicina în mai multe servicii, o să învețe în ultima instanță ce să nu facă, cum zicea un coleg de-al meu din tinerețea lui de rezident. E important să parcurgem poate această curiculă în mai multe centre de pregătire. Sigur, condițiile nu sunt cele mai grozave acum, dar ce trebuie în plus să obținem este finanțare pentru aceste posturi, fiindcă acești specialiști sunt deja specialiști, au o familie, au nevoie de o situație materială corectă. Și în toate țările europene, acestea sunt posturi de specialiști pe durată determinată. Deci e evident că participă, ajută clinica unde se desfășoară activitatea, deci sunt partea a echipei, trebuie să își găsească și o inserție corectă, nu să își ia liber de la serviciu sau să-și achite în plus această taxă. În fond,
îi pregătim pentru a trata pacientele din România și ei vor rămâne la noi în țară. Deci cred că este o investiție pe care trebuie și merită să o facem, pentru că altfel degeaba vom avea toate moleculele, degeaba vom reuși să dezvoltăm și serviciile de radioterapie dacă chirurgia va fi una modestă. În țările din vest, situațiile avansate se centralizează în centre supra-specializate, centrele de cancer, tocmai pentru că o echipă multidisciplinară cu experiență poate să dea ani de viață acestor paciente. Da, în încheiere, dacă, eu știu, puteți să ne spuneți despre planurile politice, n-au legătură cu această conferință, cu acest forum, dar a apărut în presă că veți candida la alegerile parlamentare. Da, așa este. Și aici, din nou, am să fac o precizare, au legătură. Am aderat la un proiect, la un proiect medical de politici de sănătate și vin cu ce știu să fac eu cel mai bine, adică să-mi continui activitatea pe două planuri. Am propus eu, sunt iluștri colegi în zona de boli transmisibile. Eu pot să vin cu experiența echipei noastre în zona cancerului și a bolilor netransmisibile, bolilor cronice netransmisibile, și propunerile noastre sunt cele legate de Planul Național Comprehensiv de Control al Cancerului, pe care sigur că l-am lansat atunci, poate vă amintiți, în 2016, într-o formă de proiect. Și domnul profesor Dâncu, cu care facem echipă în acest moment la Cluj, a fost și el prezent și a susținut partea psihosocială din acest proiect. Și al doilea ar fi programul de sănătate a femeii, un program care să se întindă de la naștere până la vârsta a treia, care să cuprindă partea reproductivă și, sigur, sănătatea mamei și copilului, partea de infertilitate și toate elementele, terapia de substituție hormonală în momentul menopauzei. Deci o viziune integrată cu partea socială și psihologică a femeilor din țara noastră, care poate că uneori nu se regăsesc în programele noastre de sănătate. Pentru că deja au apărut unele speculații, sigur, atunci când era guvernul Cioloș, din care ați făcut parte, ei erau prezentați drept tehnocrați, ulterior Cioloș și-a făcut partid, se încearcă acum discreditarea acestui demers, spunând că, iată, vine un politician din zona, să spunem, cioloșistă către PSD. Veți intra în partid? Care este candida pe listele? E o condiție a candidaturii și voi fac acest lucru cu siguranță. Cum vă spuneam, e vorba de un proiect la care am aderat și în niciun caz o persoană nu nu-și pune obrazul pentru chestiuni care, să spunem, plac sau nu plac. Cred că putem construi, sau am încredere că putem construi aceste proiecte, le facem pentru oameni. Poate că e un moment foarte bun și de educație politică. Pentru mine a fost o școală bună. În momentul în care am venit atunci la București, eram foarte puțin pregătit în acest sens. Am înțeles că politica se face în cadrul partidelor politice, doar în felul acesta cetățenii pot să-și delege dreptul de a conduce prin reprezentanții partidelor politice. Nu
cred că există altă variantă și cred că și, să zic, succesul redus al acelui guvern a fost dat de faptul că nu era un guvern politic. Altfel, cred că e un moment bun cu o echipă medicală de încredere și, sigur, să ne urăm succes. Până la urmă, nimeni nu garantează acest lucru. Putem doar să ne străduim și să venim cu ce știm noi mai bun. Vă mulțumesc, domnule profesor. Vă urez și eu succes. Numai bine. Vă mulțumesc, domnule doctor.